auzi pe Ieremia, Domnul îl înștiințează. La olar să meargă în casă, ca să-l vadă cum lucrează. El s-a dus văzând pe roată vasul ce nu izbutise. Și luând o altă formă și al vas din el făcuse. Tot la fel noi suntem luturi, însă Domnul e olarul. Să lăsăm să prelucreze vasul ca să curgă harul. Să lăsăm să prelucreze vasul ca să curgă harul. În castele și în palate nu sunt vase doar de aur. Sunt de argint, de lemn, țărână și nu scoate din tezaur. Între buințate-s toate, dar nu în aceleași zile. Sunt de cinste, de ocară, lăudate sau umile. Tot la fel noi suntem luturi, însă Domnul e olarul. Să lăsăm să prelucreze vasul ca să curgă harul. Să lăsăm să prelucreze vasul ca să curgă harul. Dacă un vas se curățește, Domnul face un vas destoinic. Îl albește, îl sfințește, spre a fi de foloase sfinte. Vasul întreabă olarul, când e prelucrat să-i spună. Domnul face un vas destoinic pentru o lucrare bună. Tot la fel noi suntem luturi, însă Domnul e să lăsăm să prelucreze vasul ca să curgă harul. Să lăsăm să prelucreze vasul ca să curgă harul. Tot la fel noi suntem luturi, însă Domnul e olarul. Să lăsăm să prelucreze vasul ca să curgă harul. Să lăsăm să prelucreze vasul ca să curgă harul.